România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi ar trebui să pornim în căutarea cuvântului onoare. Am învățat asta de la domnul Cățu. Știu că atunci când se întâmplă o dramă, o tragedie, trebuie căutată onoarea celor responsabili. Dar astăzi avem o tragedie despre care nimeni nu vorbește. Ăsta-i păcatul, pentru că este acoperită de un scandal mai mare. Și așa e și firesc. Totuși o coaliție de guvernare se întreabă dacă mai rămâne sau nu împreună. Dar putregaiul e tot acolo, indiferent de lucrul pe care îl povestim. Poate mulți dintre voi nici nu știu despre ce vorbesc astăzi, așa că voi prezenta faptele cum le-am văzut și vă invit să le judecați încă o dată. Doi polițiști din Pitești au fost arestați preventiv în urma morții unui bărbat de 63 de ani. Acesta a fost evacuat dintr-o terasă unde începuse un incendiu. Evacuarea a dus la o altercație și în imaginile filmate de un martor se vede cum omul respectiv îi înjură pe polițiști, le zice câte ceva. Aceștia îl trântesc la pământ și îl imobilizează. Și aparent folosesc o tehnică în care pun genunchiul pe gâtul, pe torsul, știu eu, pe pieptul omului respectiv. Datele medicilor prezentate în urma autopsiei, primele date ale autopsiei, arată că este vorba de o asfixie mecanică. Dar rezultate mai amănunțite vor explica și dacă avem de-a face cu o boală anterioară. Mai știm că omul care a murit băuse mult. Procurorii au luat măsura reținerii polițiștilor, i-au acuzat de ucidere din culpă și acum o instanță s-a pronunțat într-o primă instanță, să zic așa, pentru o arestare preventivă de 30 de zile. Există și câteva reacții politice la povestea asta. Premierul Cîțu spune că i-a cerut o anchetă rapidă ministrului Bode. Și la rândul ei acesta spune că nu este corect să punem semnul egal între o tragedie și restul acțiunilor poliției române. Aici are dreptate. Mai spune domnul Bode că răspunderea este individuală, adică polițiștii în cauză trebuie să se descurce. Și că în niciun caz nu ar trebui să privim această poveste la olaltă cu zecile de acțiuni bune ale poliției. Doar că asta ar însemna că ceea ce vedem noi în ultima vreme sunt, de fapt, o serie de incidente nefericite. Acestea includ intervenții nereușite precum cea de la Onești sau acuzații de tortură la o secție de poliție din București. De altfel, nemulțumirile legate de activitatea poliției române s-au înmulțit în ultima perioadă, iar autoritățile nu au putut furniza o soluție corectă. Le știți la fel de bine ca și mine, le știu și alții. Partea proastă este că seria acestor incidente nefericite se lungește, ține de ani buni, continuă și nu are leac. Eu unul nu cred în perfecțiune și nici în oameni providențiali. Cred însă în sisteme cât de cât funcționale și cred că asta nu reușim să facem în ultima vreme, cel puțin în acest domeniu. Și de aici intervine responsabilitatea politică și nu răspunderea individuală. Nu cred că ultimii oficiali din funcția de ministru de interne, fie că erau de la PSD, de la PNL, cred că a fost cineva care e la plus acum, nu? Au dat randamentul corect. Ba, uneori trăiesc cu impresia că sistemul este menținut voit în această zonă, că este putred, că nu are leac pentru că e mai comod să ai un șef de poliție la dispoziție decât un profesionist. Profesioniștii încurcă, ei fac schimbări, cer lucruri, nu le este frică să acționeze și nu prea vor să acționeze la ordin, sau mai bine spus să nu acționeze, că de fapt asta e marea problemă. Vă dau întâi numărul de telefon și vă invit la dezbaterea de la România în direct. Este 0372069599. Îl repet și îndemn pe toți cei care vor să vorbească întâia dată să-și facă curaj. 0372069599. Vă întreb în felul următor. Este tragedia de la Pitești. Un incident izolat și trebuie tratat ca atare, cum spune domnul ministru Bode? Este o răspundere individuală sau există și o responsabilitate politică?
Și de ce niciun politician nu a reușit în ultimii ani să găsească un răspuns la crizele din această instituție? 0372069599. Dacă printre voi se află și polițiști care vor să vorbească despre linia și coloana ierarhică, dar și despre onoare în Poliția Română, sunt invitații noștri astăzi. Să pornim așadar în dezbatere, oameni buni. Primul, cred că este Eduard. Salut, Cătălin. Salut, Edi, te ascult. În primul rând, nu este un caz izolat. Dacă ne uităm numai în ultimii 2 ani, câte știri au fost despre asemenea intervenții brutale, iar un om care putea să jignească și să zică câte vrea jignirile nu omoară pe nimeni, ca să aibă parte de intervenții atât de brutale, din punctul meu de vedere. Ținând cont că erau acolo 20 de pompieri și jandarmi și poliție, putea fi, în primul rând, verbal, stăpânit omul acela. Nu trântit, aruncat la pământ în halul ăla. Știi cum se zice la noi? Că dacă îl vezi că e beat, îl trimiți acasă, nu? Asta e prima expresie. Dom'le, exact. Dacă ești beat, du-te și te culcă. Nu știu, n-am înțeles acțiunea lor. Nu înțeleg ce i-a motivat pe polițiștii aceia. Habar n-am, nu-mi dau seama. Din câte am văzut, reacția polițistului tânăr a fost foarte agresivă. Și de aici problema de școlarizare, pentru că nu au... Se trece prin școală ca bobocul prin baltă. Nu sunt învățați. De acolo pleacă absolut totul. Din școlarizare. Păi ce școlarizare? Dacă am urmărit bine în ultimul... Da, zi că zi mai departe. Dacă am urmărit bine în ultimul timp, ca să ocupe foarte multe posturi, ce tine stă 6 luni în școală. Nu te supăra. 6 luni stă altul în altă funcție ca să facă o școlarizare în alt domeniu. Dar nu într-o școală de poliție să stai 6 luni și să înveți ce? Da, nu știu, unul dintre ei avea experiență mare, nu? Pentru că văd că s-a și pensionat, ne spune un comunicat. Din punctul meu de vedere și toți ceilalți care au stat martori și s-au uitat, cea sunt la fel de vinovați în chestia asta. E o frăție acolo, să știi, că au fost martori și la tortură care a durat mult mai mult și nu s-a băgat nimeni acolo. Da, sunt chestii repetitive, că ai spus, nu este un caz izolat. Nu e. Dar acum să merg mai departe. Dom'le, e numai răspundere individuală, adică responsabilitate politică aici nu e deloc? Când vezi treaba asta, ești liniștit dacă e ministru? Bă, au mai omorât ăștia niște oameni. Păi, cât timp nu se schimbă modul de a învăța un polițist să acționeze din băncile școlii, nu știu, orice politician poate să vină, primul lucru trebuie să învețe copiii care vor să devină polițiști ce au cum să acționeze. Da, adică de la zero. Poate ai dreptate. Exact. Poate esența e acolo. Poate. Aduceți-vă aminte anii 90, când lumea era terorizată de polițiști, că erau duși la secții și bătuți, și cei bătrâni care sunt acum în poliție încă merg pe principiile alea din anii 90. Da, nu știu, eu fi posibil, mă întreb. Mulțumesc tare mult, Edi, spor la treabă. Ovidiu, bine ai venit la România în direct. Bună ziua tuturor, sunt în direct, da? Da, ești în direct, te ascultăm, da. Bună ziua tuturor ascultătorilor. Acum, eu am urmărit toate evenimentele acestea și am să mă duc după niște linii foarte simple și foarte clare, care ar trebui să le asculte toată lumea. Tot român, da? Nu contează că este vorba de parlamentar, nu contează că este vorba de profesor, de polițist, deci toată lumea. Asta este o chestie de coloană vertebrală. Deci, e vorba mai întâi de vocația fiecăruia. Conform Dex-ului știm ce înseamnă vocație. Dacă tu ai intrat în poliție, trebuie să știi foarte clar care sunt lucrurile pe care le urmărești și, atenție mare, urmează tratarea diferențiată. În cazul nostru, aici avem un caz foarte clar. Trebuia să-l tratezi diferențial. Nu să-l omori. Unul la mână, doi la mână. Cum se fac la noi în poliție și în diferite structuri ale statului? Cum se fac angajările la locul de muncă? Altă întrebare pentru stimabilii noștri care
trebuie să ia aminte. Cum cine se fac angajările? Și la poliție intri cu pile? Nu-ți trebuie școală la poliție? Ce pile, Doamne, iartă-mă? Eu astea doresc ca să le stipulez aici, toate lucrurile astea, pentru că de aici pornesc probleme grave. Pe urmă, responsabilitatea la locul de muncă, nu răspunderea, că răspunderea e mai mică decât responsabilitatea, și nu în ultimul rând trebuie să ai tact să faci ceva. Și cu tot, deci aici cred că toate le-am urmărit și aspectele astea sunt determinante. Asta este părerea mea simplă. Bun. Fiecare trebuie să-și facă și responsabilitate, treaba. Eu te întreb, deci a venit Caracal, a fost, ca să le iau numai pe cele din ultimii ani, a venit Caracal, a venit Onești, a venit tortura de la secția 16, a venit acest incident individual, cu răspundere individuală. Este nene și responsabilitatea aici, sau pentru că politicienii ăștia vin de câte un an, doi, așa, aici nu mai e responsabilitate, nu avem mă ce să facem, sunt unii sub ordinea noastră. De sus este responsabilitatea. Ia să vedem. De la guvern. Ia să vedem. Pentru că dacă tu trasezi niște linii clare, cu niște obiective de referință clare, pe fiecare structură în parte, și verifici. Cine verifică? Dar nu verifici ca să vii să tai, să spânzuri. Nu! La locul de muncă. Vii să verifici ca să și controlezi frumos activitatea și dai mai departe niște sarcini, dar trebuie să ai tact să dai sarcinile acestea. Nu că mergi în locul respectiv, te-am văzut că tu n-ai făcut ce ți-am cerut eu, da? Ca și superior al tău, și eu de acolo tai și încep și spânzuri. Și tai și... Nu! Nu ești nu așa se face. La noi în România așa se practică treaba aceasta. La noi eu am trecut în străinătate și am văzut, nu așa se face. Deci trebuie făcut frumos, explicat omului, pentru că există în societatea aceasta și oameni cu coloană vertebrală care fac lucrurile exact așa cum trebuie. Sunt foarte puțini. Și mă repet încă o dată, vocația. Care e vocația ta? N-ai ce căuta acolo dacă nu... la locul respectiv de muncă, dacă pe tine nu te interesează lucrul ăla. Nu știu, pentru salarii, nu cred că toată lumea își nimerește vocația în viață. Sigur că ar fi de dorit, dar nu cred că toată lumea își nimerește. Eu însă mă uit că de ani de zile niciunul dintre șefii acestor instituții, fie ei cu uniformă, fie fără uniformă, nu reușesc să așeze niște lucruri în ordine. Și e plin, mulțumesc tare mult, Ovidiu, e plin de incidente din astea izolate cu răspundere individuală, iar dacă ai nevoie să dai un telefon la instituția asta să te ajute cineva, știți mai bine ca mine în câte situații ați fost puși. Iar faptul că lumea vede astăzi, nu prea vede, mă rog, că e o știre mai puțin discutată, că un cetățean a fost pus la pământ și omorât, nu, hai că poate mă dau în judecată, și în urma incidentului s-a produs moartea sa, oamenii pun în balanță cu faptul că acum câteva luni negociați cu niște cetățeni prin diverse biserici, diverse întâlniri. Așa socotește lumea. Așa se fac percepțiile. Și ca politician, și ca șef de instituție, ai o problemă când se întâmplă asta în subordinea ta. Problema aia se cheamă lipsă de, încredere. Da? Și nu poți să judeci la vârful guvernului, domnule Câțu, că dai un ministru afară pentru că n-are ștampilă pe o foaie, iar în subordine altuia, unde oamenii sunt torturați sau sunt incidente care duc la moartea lor, acolo ce să facem? Cerem o anchetă rapidă. Ioan, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut și bună ziua ascultătorilor. Te ascultă? Plec de la premisa că sunt un cetățean apolitic și un observator al vieții de zi cu zi. Eu vreau să spun că răspunderea și cred că din punct de vedere penal răspunderea este a fiecăruia dintre noi atunci când greșește. Așa zicea și Ovidiu. Bineînțeles, este și răspunderea personală, asta spune legea, nu spun eu. Sigur sau că da. Asta spunea și Ovidiu mai devreme, că răspunderea este a celui care a săvârșit fapt asta. Responsabilitatea codului de procedură penală este așa e, responsabilitatea fiecărui individ. Dar polițistul care a acționat acolo în stradă, la Pitești sau în orice altă situație menționată de dumneavoastră, a fost de fapt reprezentantul statului român. Acolo nu s-a dus polițistul Vasilescu cu nume și prenume. Într-adevăr, răspunderea este a dumnealui. Dar
în uniformă și în timpul serviciului, polițistul a fost reprezentantul statului român. Prin polițistul Vasilescu, statul român a acționat. Cum a acționat? Păi, după cum am văzut cu toții. Acum, dacă vrem să ne să găsim vinovații, găsim repede. De dovadă, Vasilescu și prietenul sau colegul lui au fost arestați preventiv. Fiind vinovați. Factorii care au condus la vinovăția celor doi și la greșelile celor doi, din punctul meu de vedere, este sau sunt un cumul de factori care au dus la proasta acționare a celor doi acolo. Motiv pentru care consider că vinovăția nu este, este 100% a celor doi, evident, dar în spatele lor există mulți alții care întrețin proasta sau nefuncționalitatea spre perfecțiunea sistemului, că nu există sisteme perfecte. Ai zis, s-a înțeles că ai zis așa, nefuncționalitatea spre perfecțiune, ceea ce cred că, deși n-ai gândit-o, e chiar un adevăr. Adică e nefuncțional, nu. Perfect nefuncțional. Este un sistem nefuncțional, dar nefuncționalitatea sau funcționalitatea defectuoasă a sistemului este cauza unui cumul de factori, între care răspund și cei din spatele celor care, să spunem, sunt în prima linie. Îi arătăm cu degetul, este simplu și ne place, știi, nouă ne place foarte mult să vedem cum acționează poliția în Statele Unite, direct, fără echivoc, și și acolo se lasă cu, știm, unele dintre situații, păi, dar sunt astăzi, foarte multe. Coincidența face ca astăzi, în Statele Unite, da, să așteptăm judecata juriului, cum se cheamă, da? Într-un caz celebru care da, este identic cu acesta, da? Este cazul Floyd și care a dus la o explozie socială în America, sigur din alte considerente. Și nu doar în America. Și nu doar în America. Adică omenirea a învățat niște lucruri după cazul acesta Floyd, în care un polițist a omorât cu genunchiul pe gât un om. Și de acolo s-au născut chiar curente politice sau, mă rog, ele au căpătat valoare. Întreb ascultătorii, ne place poliția din Statele Unite? Nouă, românilor, ne place? Nu o să răspund. Eu zic că 9 din 10 oameni, cetățeni românilor, răspunde, da, o vrem așa. Da. E, când o vrem așa, ne asumăm și riscurile, pentru că dacă vei fi supus unei acțiuni prompte și în forță a poliției, ca cetățean, nu vei mai plăcea. Da, de acord cu tine. Doar că aici intervine cântărirea situației. Aici nu e vorba de, nu e vorba de un infractor cine știe ce. Adică nu știu ce a făcut omul ăla. Nu. Nici măcar nu era acuzat de furt sau de violență sau ceva asta. Nu. Era un om băut. Dar ordinea publică trebuie menținută de către statul român în oricare situație. Ok, atunci să le dai instrucțiuni să fie cât mai hotărât. Aici vreau să ajung, aici vreau să ajung. Că nu există proceduri. Și sunt alte situații, nu doar cele din poliție. Hai să ne gândim la situația pompierilor care au intervenit la un caz unde trebuiau să iasă în largul lacului și n-aveau barcă. Sau este o lipsă de procedură. Sau n-aveau saltea. Sau o saltea măcar. Nu mai vorbesc de barcă, că poate cer prea mult. Da, nu, mă refer la același inspectorat cu situația următoare, cu salteaua. A, salteaua cu etajul, corect. Da. Altă situație. Procedură clară, explicită, eu vă spun că lipsesc. Așa cred. Dar știi ce aș fi vrut eu să aud astăzi de la ministrul de interne? Știi ce mi-ar fi plăcut mie să aud, în afară de, zis domnul Cățu, vom cere o anchetă rapidă și vom face o reformă eventual. Aș fi vrut să aud o singură vorbă. Domnule, îmi pare rău, ne cerem scuze și o să investigăm această procedură pe care o avem în situații din astea. Adică sunt convins că au niște lucruri scrise pe o hârtie acolo, adică sunt convins de treaba asta. Trebuie să fie un manual întreg. Mi-ar fi plăcut să sune vom investiga și continuarea să fie și vom investi. Ah, da. În mijloace prin care statul poate interveni eficient, indiferent că este vorba de poliție sau... Este una dintre instituțiile care probabil nu este foarte iubită de cetățeni. Pozele alea în care apar oameni în uniformă cu căței
sunt pentru calendare. Când ești vizat de uniforma de poliție însoțit de acel coleg, fiind însoțit de către un câine, cu siguranță nu se va mai face plăcere și nu se va mai plăcea nici calendarul. Mulțumesc tare mult, Ioan, spor la treabă. 0372069599 este telefonul României în direct. Știți când apare responsabilitatea politică în România? Când se mișcă lucrurile? Când e dereglat ceva între ei? Înțelegeți? Dacă pe lângă problema apărută în societate, necazul, nefuncționalitatea apărută în societate, avem dereglat ceva și între noi, sau băiatul ăla nu e în gașcă cu noi sau face lucruri de care ne-am plictisit, atunci apare responsabilitatea politică. Atunci vine cineva și spune, domnule, se impune, uite, după atâtea necazuri în poliție sau după atâtea necazuri în sănătate sau după atâtea necazuri la transporturi, se impune oarește responsabilitate politică. Dom'le, dacă băiatul este, da, asta funcționa la toată lumea, nu numai aici, adică și PSD și la USR, cred că e la fel, da, dacă, dom'le, asta e, e al nostru, ce să facem, vedem cum procedăm mai departe. Călin, salutare! Bună ziua tuturor! Este tragic că în urma unei intervenții a poliției o persoană a decedat. Dar, așa cum spunea și antevorbitorul meu, eu, din experiență proprie, am văzut în Amsterdam aceeași manevră făcută pe stradă. În câteva minute a apărut poliția călare, o altă persoană a scuipat spre un polițist. N-a avut viață ușoară. Poliția română, eu zic că nu este respectată. Omul de rând, omul din teren, nu la nivel înalt. Ar trebui să fie respectați și să fim atenți la ceea ce facem, pentru că nu-i de joacă. Și nu ar trebui să ne jucăm cu... Noi. Respectul față de polițist sau de ordinea publică. Noi, te referi la noi cetățenii, că n-ar trebui să facem asta. Da. Ești, adică, de multe ori, dacă o persoană oprită în trafic, înjură un polițist și nu se întâmplă nimic. Sigur, sunt perfect de acord cu observația. Sau acea persoană care e la antitero, oare avea o vestă anti-glonț, anti-cuțit? Acea persoană putea să scoată un cuțit la un moment dat. N-ai de unde să știi. El probabil a aplicat o manevră pe care a învățat-o în școală. Cât a făcut-o? 6 luni? O lună? Nu știu. N-am văzut filmările. Dar cred că oamenii din teren, polițiștii din teren, nu sunt respectați. Nu vreau să iau apărarea poliției. Sunt de condamnat, clar, tortura. De ce nu sunt respectați? Pentru că cred că nu au aceeași autoritate pe care o au polițiștii din alte state, da, la care de noi ce? Visăm. De ce nu au autoritatea asta? Bună întrebare. Păi, hai să pentru că socotim. La noi orice lucru este interpretabil. Și nu orice lucru e interpretabil. Poate l-au făcut unii dintre ei interpretabil. Da. Pentru că în momentul în care te ia la radar, că de aici pornesc marile nemulțumiri. Asta e întâlnirea cea mai deasă, cea pe care o vedem cel mai des între poliție și noi, nu? Când ne oprește pe stradă, nu? Și vezi deodată că totul e negociabil nu numai datorită ție sau din cauza ta, ci și a polițistului, care te lasă să înțelegi că se mai poate, se mai face. Poate între timp s-au mai rărit, dar în anii trecuți așa era. Mai e o întâlnire între noi, când avem nevoie de el, la furturi din alea mărunte, la scandaluri, la lucruri din astea, când știi că nu mai vine nicio mașină de poliție când sunt la 112, te cheamă la circă, da? Așa cum a făcut... Toți am avut experiențe neplăcute cu poliția. Toți am avut experiențe neplăcute cu poliția, clar, da? Clar. Și știm cu toții ce se întâmplă în momentele alea. De acolo vine lipsa de încredere. De ce ar aștepta? Adică, cum s-ar întâmpla? Cum ar trebui să funcționeze? Poate că lumea așteaptă și din partea cealaltă. Despre asta cred că e vorba. Respectul... Reformele clar că trebuie să făcute în timp. E ușor să criticăm, dar clar, o reformă poți să faci în timp și la noi cred că o să se facă foarte, foarte greu.
Da. Pentru că ce se întâmplă? Revin la ce am spus. Toți mergem în Europa. Acolo, nu știu, în Germania am văzut mașini cu oameni pe capotă. Nu glumești cu poliția din Germania. Și când tu ca român, când mergi în Germania, știi lucrul ăsta. Că nu glumești cu ei. Uh-huh. Când vii în țară, știi că se poate. Da, da, tocmai aia e problema. Știi că se poate. Exact. Și uneori chiar se poate. Pentru că dacă nu s-ar mai putea, lucrurile s-ar închide acolo. Adică a doua oară când mai încerci schema asta, când încerci o schemă, ai vedea că nu se poate și nici nu mai încerci. Dar mai e o chestiune, ar trebui să-ți răspundă și ție. Ar trebui ca nevoia ta să fie satisfăcută. Ori s-a întâmplat în multe situații ca aia să nu fie, ci dimpotrivă. Îți mulțumesc tare mult, Călin a fost. Adriana, bine ai venit la România în direct. Adriana? Da. Salutare. Alo? Ești în direct. Da, bună ziua, salutare. Încerc de ceva timp să intru în direct și de acum am reușit. Vă mulțumesc foarte mult. Ce să vă spun? Eu aș vrea să vorbesc pe general la tot, pentru că ascult aproape toate emisiunile voastre și mai mult de atât de când sunt venită în țară, pentru că eu sunt plecată de ceva timp. Pe general aș vrea să spun că suntem într-o lipsă de incompetență. Într-o lipsă de competență. Da? Într-o lipsă de competență. De competență, scuze. Da, da. Deci pe toate liniile, începând de la guvern până la oamenii de jos. Referitor la ce s-a întâmplat la cazul cu poliția, că au agresat această persoană și în urma a decedat, aici este vorba la fel de instruirea personalului, dar la fel va porni de sus. Orice persoană, în momentul în care se angajează în orice instituție, din punctul meu de vedere, trebuie instruit, bineînțeles, la școala care a frecventat-o, care sunt punctele slabe, punctele bune și așa mai departe. Și de aici începe instruirea personalului, dar mai sus, managerii și așa mai departe, care trebuie să facă așa ceva. Instruirea personalului, în cazul de față, ar fi trebuit să aibă acel body language, acel vocabular pe românește, deci modul de a se adresa persoanei, chiar dacă acela a înjurat, deci tu trebuie să ai un calm deosebit, deoarece de aici și pregătirea psihologică a acel polițistului sau pompierului sau la care s-au mai întâmplat tragediile. După care poți să colaborezi cu persoana dacă este băută, dar poate are o problemă de inimă, poate are o problemă de sănătate, poate are o frustrare și așa mai departe. Ce nervi s-or fi produs acolo în mintea omului acela? Păi bineînțeles! Nu-mi dau seama, dacă nu te atacă și doar aduce injurii, mă rog, nu știu, poate au ei procedurile lor. Da, v-am spus, la noi, în România, când zici că ești beat, te duce acasă corect. Sau te conduce acasă. În ce țară zici? Spuneai că ai fost în străinătate, că ai locuit acolo. Da, deci acum am vrut să iau o pauză cu această pandemie, că... Da, deci, unde deci am fost Italia, Irlanda, Anglia, deci mai nou în Italia, ultima cum dată. Sunt? Uite, hai că cu polițiștii englezi știu, dar cum sunt polițiștii italieni? Sufli în fața lor? Sufli și nu sufli, într-o oarecare măsură. Ia, explic. Dar este modul de a te aborda. Deci în momentul în care vorbesc cu tine, este cu totul și cu totul diferit. Deci, dacă tu ești frustrat, ești stresat, poate ai făcut într-adevăr o greșeală, vrei să te aperi, deci ei te ascultă, dar cine nu mai e acel italian și e acel englez? Deci, pe măsură, deci vreau să ajung și la cazul în care eu pe unde am lucrat, deci am fost instruită și în momentul în care îmi venea un client și spunea, nu știu cum funcționează aici, vai, dar intra în criză, că un pic, ia să vedem despre ce este vorba. Unde unde ați reușit, unde nu ați reușit și atunci le explicam. Uitați aici, ia să vedem, ia acum vă rog pe dumneavoastră să accesați aici. Și la urmă spuneam, vai de ce simplu e la, dar ce m-am panicat. Și oamenii îi respectă pe polițiștii de acolo? Da, dacă îi respectă, în oarecare măsură respectă, pentru că îți pun la dispoziție absolut tot.
Deci, vis-a-vis de cazul care se întâmpla la noi. Deci, dacă persoana este băută, deci te ia în așa fel încât să nu ajungă să te omoare. Da. Poate sunt cazuri, poate sunt și cazuri, da, eu știu... Vor fi și mai grave, sigur, dar exact. Modul în care oamenii se echilibrează poate este altul. Mulțumesc tare mult, Adriana. Mi-aduc aminte de povestea unor amici care au stat în Canada și mi-au spus că pentru că i-au găsit băuți la volan, sau mă rog, pe unul dintre ei era băut la volan, l-a pus frumușel într-o mașină a poliției și l-a dus acasă. Și a spus, lasă mașina aici, te ducem noi acasă să nu faci vreo nenorocire. Da, sunt abordări și abordări în chestiunea asta. Dar eu astăzi la România în direct v-am întrebat dacă în acest caz, cum e Piteștiul, există doar răspundere individuală sau și responsabilitate politică? Pentru că dacă e doar răspundere individuală, atunci și Caracal, și Onești, și tortura de la secția 16, ca să le dau pe cele mai cunoscute din ultimii ani, sunt doar răspundere individuale. Și încetăm cu ideea de dezbatere, de reformă, de schimbare a unei instituții. Instituția e perfectă, s-ar trage concluzia, sau perfectibilă în orice caz, sunt oameni care greșesc, ca în orice instituție, dar pe ansamblu lucrurile sunt bune și noi care conducem acest uriaș agregat ne uităm la răspunderile lor individuale. Mircea, ești la România în direct. Salutare! Salutare, bună ziua tuturor! Da, la întrebarea ta, din punctul meu de vedere, răspunsul e cum că nu, în niciun caz nu e doar o răspundere individuală. Pentru că, așa cum spunea un antevorbitor, bun, facem schimbare, dar au trecut vreo 32 de ani aproape, în decembrie se fac 32 de când a picat Ceaușescu, și nu știu cât de reformată e instituția asta, ca multe altele, dar eu consider că în niciun caz nu putem vorbi strict de răspundere individuală, atâta vreme cât din tot puzzle-ul ăsta, puzzle recent, o grămadă de piese nu arată bine. Apare ministrul Bode la televizor și spune că e un incident regretabil, dar să nu generalizăm, să nu uităm câte lucruri bune face poliția română. Ok, n-a zis nimeni că nu le face, dar în clipa în care, nu știu, vorbesc în nume personal, eu ca și cetățean de rând, nu, am rare intersectări cu organele statului, dar și invariabil, în cazul meu, nu vorbesc de altcineva, de exemplu, bun, la un dat sunt tratat cu o ușoară superioritate, mi se întâmplă să fiu luat la pertu, deși le vorbesc cu dumneavoastră, nu? În clipa în care nu dai respect, nu-i acorzi cetățeanului respect, deși, na, zice-se că sunt în slujba cetățenilor, nu prea poți să ceri atât de nu poate să vină și din partea civililor, să zicem. E și bizar, nu? Ei se cheamă cu poliție. Nu știu care legătură cu polis, cu cetate. Înainte se chemau miliție, avea legătură cu aspectul militar, militarizat al problemei. Dar nu mi se pare deloc ok. Adică omul ăsta are un nume, îl cheamă Daniel Drăghici, omul ăsta are o vârstă, vorbesc de polițist, are 22 de ani, atenție. Cum Dumnezeu, tu la 22 de ani, habar n-am, nu sunt vreun psiholog, dar ce exces de zel sau ce filme americane din capul tău ai fi văzut în clipa în care, nu știu, cred că se cheamă atac disproporționat, adică, să ne înțelegem, nu știu, era un om de 63 și era o grămadă. Nu se pot soluționa altfel lucrurile astea? Adică, nu e în regulă. Și eu. Și atunci, nu ce e deloc eu? În regulă. Și atunci ce fac eu ca lider al acestei instituții? Deocamdată citim de pe prompter sau de pe hârtii chestii care se spun la vorbesc de ministru, da, nu? Da. Bun, și un robot poate să citească. N-a zis nimeni că trebuie să barate nu știu câtă empatie, dar uman vorbind, cred că e vorba până la urmă și în cazul celor de foarte de sus ai poliției și nu numai, din orice instituție, dar vorbim de poliție acum. Cred că e o lipsă de empatie, cred că e o chestie legată de materialul uman, cred că e o chestie legată de plămadă, adică e povestea cu 7 ani de acasă, cu școală, adică dincolo de proceduri care mi-e teamă sunt de sau nu concluzia respectate. Asta. Mi-e foarte teamă de concluzia asta. Păi da, am avut că o discuție. Și că da, în oameni investim, cam cum?
Fii atent, am avut o discuție, nu m-am gândit până acum să spun, da? Dacă tot ai zis-o tu, vorbeam cu colegi înainte de emisiune și mă întrebau cam la ce concluzie ajungi. Și am spus așa, mi-e teamă de capacitatea intelectuală a celor care au făcut-o. Pentru acolo, că da, s-ar putea să fie o problemă atât de gravă acolo când faci chestiunea asta și vorba ta să trăiești în niște filme în care rotițele minții tale să nu te ajute deloc într-o astfel de situație. Din potrivă, să te încurce. Da. Mie mi-e teamă, habar n-am, dar mie mi-este teamă de faptul că, de fapt, testele astea psihologice, psihiatrice, în ultimă instanță, pe care ar trebui să le dea, nu știu dacă nu cumva sunt făcute așa. Hai să bifăm chestia asta ca să o bifăm. Dar nu cunosc, teamă. Nu mă pot pronunța. Și nu numai asta, Mircea, fii atent. E vorba de selecția făcută ani de zile, de modul în care au fost mutați șefii, de vicierea procesului de conducere, de vicierea ordinilor, de ascunderea adevărului, toate făcute pe lanț ierarhic, de sus în jos, până când sistemul s-a stricat, a devenit putred și un băiat de 22 de ani a crezut că trăiește în altă lume și a pus la pământ un om. Despre asta e vorba și când vorbesc despre responsabilitatea... Care om a și murit. Când vorbesc despre responsabilitate, la asta te uiți. Și când te uiți în jos și vezi hăul ăla, ar trebui să fii îngrozit. Nu să spui că e o răspundere individuală. Sunt îngrozit. Nu, pentru că nu sunt cazuri izolate. Sunt cazuri, adică e vârful icebergului că de bine de rău se află în perioada asta, de acum 21 zilele noastre, că nu mai suntem sub vreo dictatură pe față. Se află dacă nu dorm pe o banchetă de mașină din când în când. Mulțumesc. E adevărat. Mulțumesc, Mircea, și asta e adevărat. Da. Alex, salutare. Bine ai venit la România în direct. Vă salut, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur să fiu în direct cu voi. Ca să răspund la întrebare, nici vorbă doar de o răspundere individuală, este și o răspundere politică și este regretabil că domnul ministru a putut să afirme așa ceva. Acest caz, ca orice caz izolat, unde vorbim despre răspunderi individuale, ar trebui luat și analizat la un nivel de detaliu atât de mare încât să ne arate toate vulnerabilitățile și să ne răspundă la întrebarea de ce s-a ajuns aici. Doar astfel putem să construim o instituție profesionistă și foarte bine pusă la punct. Și doar așa putem să evităm producerea unor incidente similare. Foarte rațional spus. Mi-e teamă că concluziile care ar putea să iasă din analiza unui astfel de eveniment ar putea să nu ne placă tuturor. De ce spun chestiunea asta? Mai devreme se discuta în emisiune și de faptul că poliția sau nu există un respect așa cum al cetățeanului pentru poliție, așa cum vedem pe afară în statele vestice sau în Statele Unite ale Americii. Este și ăsta o componentă a problemei. Evident că nu este una definitorie, dar face parte din cauzele care au dus la producerea unui astfel de eveniment. Am avut o perioadă de câțiva ani când am locuit în Viena și aveam o comunitate foarte puternică de români acolo. Erau colegi și prieteni care spuneau că îi se comportă diferit în România raportat la autoritate față de cum se comportă în Austria. Ceea ce spune că avem și noi o problemă ca cetățean. Sigur că da. Problema e mult mai complexă. Dar am să-ți mulțumesc acum, pentru că ne apropiem de final. Problema e mai complexă. De asta zic că acest incident, această tragedie, arată de fapt un șir de lucruri pe care trebuie să le rezolvăm. A spune astăzi că e vorba doar de răspundere individuală, acest lucru ne duce la rezolvarea unei singure probleme, acelei penale. Dar ce te face să crezi că mâine nu se va repeta?
Până la urmă, când un om este omorât de un polițist, atunci avem nevoie de răspunsuri. Când oameni sunt torturați de polițiști, atunci avem nevoie de multe răspunsuri. De multe întrebări și multe răspunsuri și multe propuneri. A ieși la televizor și a te spăla pe mâini cu o răspundere individuală nu e de ajuns, pentru că nu de asta v-au trimis oamenii acolo, ci să ajungeți să ne spuneți când și cum se poate rezolva și ce pași se fac în această direcție. În rest, să știți că bătăliile voastre politice purtate și astăzi la ora 4 sunt nefolositoare pentru noi ca cetățeni, pentru că de fapt am vrea să ne livrați aceste lucruri de care avem noi nevoie, nu voi. Și cu asta România în direct se încheie. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.